Analiza principalelor fenomene demografice înregistrate în Giurgiu în luna septembrie arată o scădere atât la nașteri și căsătorii, cât și la decese. Doar actele de divorț au cunoscut o ușoară creștere. Astfel, în luna menționată au venit pe lume 224 de copii, cu 10 mai puțin față de august, și s-au înregistrat 305 decese, în scădere cu 5. Pe de altă parte, tot cei de la Direcția Județeană de Statistică anunță că în septembrie anul acesta au fost înregistrate 180 de căsătorii, în scădere cu 17 față de luna anterioară. La polul opus, numărul divorțurilor a fost de 30 față de 28 înregistrate în luna august. Și datele furnizate de Direcția de Evidență a Persoanelor arată o scădere pe linie comparativ cu anul trecut, atât la nașteri și căsătorii, cât și la decese și divorțuri. În 2012 s-au înregistrat 911 acte de naștere, iar până în prezent 743. Și numărul persoanelor care au decedat pe raza municipiului Giurgiu este tot în creștere, în scădere. 776 decese înregistrându-se în 2012, iar până în prezent 715. Pe minus sunt și căsătoriile, dar și divorțurile. Dacă în 2012 se înregistrau 341 de căsătorii, anul acesta și-au oficializat relațiile 291 de cupluri. În ceea ce privește numărul divorțurilor, acesta se află la egalitate în comparație cu anul trecut, respectiv 34.